Școala Militară de Subofițeri de Jandarmi Petru Rareș din Fălticeni a împlinit joi 22 noiembrie 10 ani de la înființare. La eveniment au participat prefectul județului Suceava Mirela Domnicăi, primarul municipiului Fălticeni Cătălin Coman, vicepreședintele Consiliului Județean Suceava Gheorghe Niță, inspectorul șef al ISU Bucovina colonel Costică Gheață, prim adjunct al Inspectoratului de Jandarmi Suceava colonel Iacob Iulian, directorul Muzeului Bucovine Emil Ursu și reprezentanții primăriilor comunelor limitrofe municipiului Fălticeni. Potrivit purtătorului de cuvânt al Școlii Militare de Subofițeri de Jandarmi Petru Rareș Fălticeni, sergent major Mădălina Vledeanu, instituția de învățământ se află într-un moment de sărbătoare, împlinește un deceniu de existență, motiv de mândrie și onoare, atât pentru cei care au pus bazele acestei instituții de învățământ militar, cât și pentru cei care și-au asumat rolul de a oferi o educație de calitate viitorilor tineri jandarmi. Aceasta a arătat că la 10 ani de la înființarea Școlii Militare de Subofițeri Jandarmi Fălticeni, colonelul Dr. Ilie Nuțu a lansat cartea Istoria Regimentului 16 Dorobanți din Fălticeni. Acest regiment, condus de generalul Constantin Neculcea, a intrat în Bucovina dinspre Fălticeni pe 6 noiembrie 1918. La evenimentul de joi, 22 noiembrie, au participat prefectul județului Suceava Mirela Domnicăi, primarul municipiului Fălticeni Cătălin Coman, vicepreședintele Consiliului Județean Suceava Gheorghe Niță, inspectorul șef al ISU Bucovina colonelul Costică Gheață, prim adjunct al Inspectoratului de Jandarmi Suceava colonel Iacob Iulian, directorul Muzeului Bucovinei Emil Ursu și reprezentanții primăriilor comunelor limitrofe municipiului Fălticeni. De asemenea, în cadrul manifestării, corul Glasul Bucovinei, condus de preotul militar iconom Stavrofor Simion Cătălin, a încântat invitații cu un microrecital de cântece patriotice. Festivitatea s-a încheiat cu o expoziție de artă plastică duoscopică a pictorului Gabriel Todica.